Pomii fructiferi încă nu sunt deschiși, văd că cireșul nu s-a deschis, acum începe să se deschidă. Deci, merii nici pe atât. Așa că nu prea au cine știe ce cules, au ceva polen. Până acum a fost ploaie. Acum am reușit să vin la ei și am deschis unul dintre roii aceia mici. Puțin fum ca să nu se agite. Are ceva polen, în rest fagurele este gol. În dreptul polenului este puiet. Am zis că ăsta nu are cine știe ce valoare. Acum nu pot să-l ajut, este prea mic. Dacă îi bag un puiet căpăcit, de la alt, nu poate să-l acopere. Așa că nu este o soluție. Încă îl mai țin așa. Am să-i mai dau turte pentru că mai am și nu mai am unde să o bag. Ceilalți care sunt mai puternici au adus ceva deja. Și miere. Acum nu știu cum să fac să nu să-l încerc și pe ăsta la alt să mă uit. Bate puțin vântul, e puțină problemă. Nu știu cât se vede, este soare puternic. Aceeași chestie și cu el. Să mă uit să văd ce are înăuntru. Polen și în dreptul lui puiet căpăcit. Trebuie mare grijă să nu poată trece albinele dintr-o parte în alta. Normal, trebuia făcut pentru fiecare un capac. Cam asta e.
are rezerve de miere și stupul puternic a băgat miere jos. Deci era miere sus, acum e miere până jos. O porțiune de polen și restul este plin cu miere. Aici are puiet căpăcit. Aici are puiet căpăcit, nu știu cât se vede, iar aici are o porțiune cu ouă. Matca nu o văd, mai departe nu mă interesează. Deci este porțiunea de miere, asta era mai puternic, văd că are miere, nu interesează, în partea cealaltă are puiet. Aici are destule miere și aici din nou. Îi băgam un faguri artificial. După ultima ramă cu puiet. Un carton și plasa.